Domnule Popescu, v-ați văzut visul cu ochii. Universitatea a venit la Găiești. Da, este un vis împlinit. De ani de zile urmăream acest eveniment. Am reușit până la urmă să aducem campioana unei mari iubiri în Steaua Craiova, adevărata Craiova, care este aceasta care a jucat în seara asta la Găiești. Sunt fericit că am stat alături de Nicolo Napoli și de domnul Marcel Iancu, președintele clubului în Steaua Craiova. Sunt fericit că am adus aici în tribună mulți spectatori, așa, și încă o dată spun că sunt foarte, foarte fericit că am o echipă frumoasă și astăzi am făcut un antrenament frumos în Steaua Craiova, în compania noastră. Suporterii din tribună, mulți, destul de mulți, au susținut pe oaspeți, pe cei din Craiova, nu pe Viitor. Da, pentru că Steaua Craiova este foarte iubită la Găiești. Toate că sunt antrenorul echipei Viitorul, astăzi și eu am ținut-o cu Steaua Craiova, în inima mea. Întotdeauna este o iubire alb-albastră și din aceea și suporterii Craiovei care sunt locali au rămas fideli Universității Craiova. Și noi, suporterii, am rămas fideli acestei echipe. Indiferent că echipa joacă în Liga a 4-a, pentru noi Universitatea Craiova este campioana unei mari iubiri. Universitatea este o echipă foarte iubită. Fiecare merge în Liga a 4-a, îl dispută cu cel puțin 1000 de spectatori în tribună. Da, am urmărit evoluția lor, domnul Mititelu, în pune pe Facebook de la fiecare partidă îmi pune secvențe din acel meci și se vede că în tribune ei sunt susținuți de mii de spectatori. Mulțumim.